strămoșii noștri, în trecerea lor prin timp, ne-au lăsat pe moșia vetrelor străbune adevărate comori, pe care noi, împreună cu dumneavoastră, trebuie să le identificăm, să le valorificăm și să le păstrăm pentru a le transmite generațiilor următoare. Să răsfoim un pic emisiunile Tezaur, care s-au bucurat de cele mai multe aprecieri din partea dumneavoastră în anul ce s-a scurs. Sub acordurile muzicii maestrului Eugen Doga, cantata scenică Unirea cea mare, am pășit pragul expoziției Cămașa Unirii, organizată în incinta Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală a Moldovei, și am avut senzația că am pătruns în istorie. Istoria poate fi făcută în mai multe feluri. Și cu acu, cusând pe pânză, se poate face istorie. Cusând cămăși, după modelele celor de altă dată, doamnele din comunitatea șezătoare Basarabia au cusut cămașa numită a Elenei Alestar, femeia care alături de cei 85 de bărbați, la 27 martie 1918, a votat actul unirii Basarabiei cu România. Mereu respect pentru tradiție, fiindcă este purtătoarea unei experiențe purtate în timp. Este o mare sărbătoare aici la Chișinău, fiindcă se găzduiește scoarța de caminca, rai de pomi și flori. Această denumire extraordinară îi aparține doamnei Varvara Buzilă, etnologul care a descifrat acele scoarțe de caminca și care a văzut că fiecare pom are câte un buton sau câte o floare. Este, dacă vreți, un rai pe care femeile l-au făcut cu mâinile lor și cu dragostea lor de lume și de continuitate în această lume. De aici și denumirea, de fapt, a expoziției, pentru că în tradiția noastră, de cele mai multe ori, oamenii știu de pomul vieții doar cel de la mormântare. De fapt, trebuie să ținem cont că și atunci când se naște un copil, părinții îi sădesc în sănătatea pruncului un copac care va deveni fratele copilului, un alter ego, zicem noi, și toată viața el va avea acest pom ca și cum ca o sursă a vieții lui, a puterii lui, și ulterior, când își încheia omul viața pe pământ, îi se tăia din respectivul pom o creangă mai mare din care făceam și se face și acum acest pom al vieții la înmormântări.
Tradiția are într-adevăr un rost dacă devine factor creator, iar cei mai mari creatori în domeniul patrimoniului cultural imaterial sunt meșterii populari pe care îi avem în diferite localități ale Moldovei. Împletitul în lauzie, această îmbeletnicire străveche, are originea încă din epoca neolitică. Pentru populația plaiului nostru, cu o floră atât de variată și bogată, această ocupație a avut o însemnătate foarte, foarte mare, fiind condiționată și de gradul de utilitate a ei în viața oamenilor. Doamna Larisa Anastase Mândrești-Lenești practică acest meșteșug de câteva decenii, atât în secția de împletire din Telenești, cât și acasă. Iată de ce o considerăm adevărata păstrătoare și transmițătoare a meșteșugului dat. Aici este atelierul meu, unde eu confecționez diferite lucrări. Aici lucrez, aici meditez. Chiar stau și noaptea, deoarece am și serviciu și nu dovedesc să fac. Și după serviciu, când vin acasă, vin în atelierul meu și confecționez. Aici sunt coșuri de duminici pentru copii. Tortița tot e confecționată din două fire și împletită cu o panglică neagră și albă. Acesta este un platou. Se poate depus și colaci și la o nuntă de întâmpinat nunii. La începutul verii vizitasem o veche vatră domnească de pe timpul lui Alexandru Ioan Cuza. Zilele acestea am aflat că a fost lansată o monografie a moșiei sărătenii vechi, unde am cunoscut mai multe păstrătoare de tradiții în frunte cu doamna Rodica Bârsan, fondatoarea Muzeului Comunal. Vă invit în muzeul nostru, Muzeul Comunal, cu genericul de la tradiții la contemporanitate. Suntem în săptămâna Duminicii Mari, cu simbolul și tradițiile ei de coropatică, de minte, de trandafir rozalii, că în continuare avem maestria rusale, și poftim să ajungem aici în coridor, să ajungem și în Casa Mare. Asta este casa. Ce este? Bogăția era pământul, era căminul familiar. Nu am mai văzut nicăieri asemenea motiv. Motivul casei da. Țesut pe asta covor. Asta undeva se apropie, el tot a fost în pământ îngropat. Se apropie undeva la 300 de ani. Pe un picior de plai, pe o gură de rai, iată vin în cale, se cobor la vale. La, 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 la. În altă încăpere, bravele țesătoare aleg în cărâmbi o lucrare de mare valoare. Țesă replica unei scoarțe vechi, donate de centenara Teodora Petică. Lucrare foarte veche, care e primită din bunic în fic străbunică, este pomul vieții. Are aripi de a înainta, are acea scară pe scara vieții, care este ocrotit de semnul crucii, cu rugăciuni în bisericuți. Și iată, asta era viața strămoșilor. Un eveniment de mare anvergură, la care emisiunea Tezaur a fost prezentă,
a fost meciul demonstrativ de oină, desfășurat în premieră la Chișinău. Jocul de oină este una din creațiile poporului nostru. Ca și creațiile folclorice, oina a reușit să se transmită din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre. Bine ați venit astăzi ca împreună pe stadionul Zimbru din Chișinău să readucem în actualitate sportul tradițional oina. Mulțumim mult delegației Uniunii Europene la Chișinău, ambasadei României acreditate în Republica Moldova, pentru susținerea acestui eveniment de promovare a jocului tradițional de oină, intitulat sugestiv Să jucăm oina împreună, eveniment înscris în contextul sărbătoririi Zilei Europei 2021. Vă rugăm să respectați toți regulile impuse de situația actuală privind combaterea noului coronavirus, astfel încât să ne bucurăm astăzi de o zi deosebită desfășurată pe această superbă bază sportivă. Doar sport, e o tradiție, un brand al românilor de pretutindeni, iar evenimentul Să jucăm oina împreună este unul de zile mari, desfășurat în cadrul Zilei Europei 2021, cu ajutorul Federației Sportive de Oină din Moldova, Federației Române de Oină, cu susținerea Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova și Ambasadei României la Chișinău. Pentru mine a fost un vis să văd acest meci de oină, să putem să susținem în cadrul Zilei Europei în Republica Moldova. Să susținem și tradițiile, tradițiile culturale, tradițiile sportive, tradițiile legate de viața oamenilor din întreaga Europa. Viața care arată că suntem împreună. Vă salut cu căldură pe toți și mă bucur mult de tot pentru faptul că ne-ați dat în ziua de astăzi acest excelent prilej de a vorbi de valori, de a vorbi de principii, de a vorbi de ceea ce ne unește pe noi românii oriunde am trăit. Din străveche rădăcină tot răzbate spre lumină, îi zgonită ea revine și la tine și la mine. Ea neamului oină, un sport cu mult har, ca frunza cea verde într-un câmp popular. Ne adună valorile noastre străbune, o perlă îmbrățara de aur a lumii. În condițiile actuale de pandemie, numărul participanților la festivități este limitat. De ziua portului popular au participat mai puțin meșteri și creatori de valori, dar cea mai mare bucurie au adus-o la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, membrii comunității șezătoare Basarabia. Zeci de cămăși cu altiță cu sute corect, ornamente vechi recuperate, costume populare confecționate conform tradiției. Este un prilej pentru a demonstra costumul nostru în toată varietatea și în toată bogăția sa. La Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, acolo unde se păstrează cele mai multe costume tradiționale, acolo unde au loc foarte multe evenimente dedicate promovării lui. Prezentarea colecției de costume populare s-a produs pe fundal de cântec Ie să purtăm, interpretat de membrul șezătorii Basarabia Marina Dumbrăveanu, autoarea mai multor cămăși cu altiță cu sute iscusit. Scumpă
asta mama mi-a dat mie, nume Doina și Oie. Ca să fie mărturie de-al meu neam și al lui vecie. Scumpa mama mi-a dat mie, nume Doina și Oie. Ca să fie mărturie de-al meu neam și al lui vecie. Ie să purtăm, ie să purtăm. Ia leasă cu altiță, are și a mea fetiță. Cusută cu flori de aur, nimeni n-are așa tezaur. Tradiția este necesară pentru a menține ordinea în lume. Dacă o nesocotim, totul se duce de râpă, spune Pablo Coelho. De vreo 2000 de ani, brâul este purtat, dar și cântat și dansat. Fiecare zonă are brâul său, nu doar cel țesut cu care se încing femeile, bărbații și copiii, dar și brâu în ritm de dans, prinși cu mâna pe la spate, ținându-se de cingătoarea celui de alături. La marginea lanului, la poalele dealului, la marginea lanului, La țesutul brâielor în stateve, la fel e un ritm. Atunci când țese Veceslav Filimon, sau cum îi spun cei din jur, artizanul Moldova, cel mai mult savurează cearna. Pentru mine brâul este probabil cea mai importantă piesă a costumului popular, pentru că este o protecție a întregii ființe umane, deci la toate popoarele, deci brâul este o protecție de ochi, de rău, deci e o piesă care este comună și pentru costumul bărbătesc și pentru costumul femeiesc, deci are foarte multe noțiuni, foarte multe semnificații simbolice. Ne bucurăm că protagonista emisiunii Tezaur, Tamara Moraru, din Mereni Anenii Noi, a reușit să înregistreze un colind autentic, cules de la o bătrânică tocmai în anii 90. Și-a mâmblat eu după steaua Domnului și-am fost în peștera Domnului meu. Și-am fost în peștera Domnului meu și-am văzut acolo pe Iisus Hristos. Cel ce dintr-o înălțime s-a pogorât jos, cel ce dintr-o înălțime s-a pogorât jos. El ca Făcătorul și Mântuitorul s-a culcat în iesle ca un cerșător, s-a culcat în iesle ca un cerșător. El ca împăratul și ca Dumnezeu își alese ieslea locul cel mai rău, își alese ieslea locul cel mai rău.
Am nutrit mereu respect pentru tradiție, fiindcă este purtătoarea unei experiențe trecute prin timp. Când spunem satul Ciolucani telenești, în față ne apar trăistuțe și păretare. Este grație festivalului născut acolo dor țesut în păretare. Satele noastre sunt în căutarea identității lor culturale. Unele și-au găsit marca identitară. Ciolucanii, de prin părțile teleneștilor, au început să promoveze păretarul. Hora trăistuțelor Olgăi Mardar, veșteriță populară din Ciolucani, care și-a propus să înveșnicească păretarele, o tradițională țesătură a mamelor și a bunicilor, preluată de copiilor. Femeile din Ciolucani pot fi mândre. Au acum o colecție de 100 de trăistuțe, drept mărturie a hărniciei și măestriei strămoșilor, dar și ar respectul copilor pentru această moștenire și zestre neprețuită a neamului. Iarna-i vreme de țesut, iarna-i vremea când oamenii sunt mai mult în familie, povestesc, meșteșugăresc și transmit copiilor din înțelepciunea populară. Astăzi este la modă să porți o haină cu ornamente tradiționale, o geantă cu semne identitare, să-ți împodobești locuința cu țesături de casă, cu broderii și obiecte confecționate manual. Noi am pășit în noul an cu un brăduț împodobit în stil popular. Cum ne-a reușit? Am adunat toate materialele necesare și oamenii buni au venit la o clacă de confecționat jucării pentru pomul de Crăciun. Dragi prieteni, ne aflăm la un masterclass de transpunere a ornamentelor populare pentru interiorul modern, mai ales pentru sărbătorile de iarnă. Aceste ornamente sunt pictate manual pe jucării de Crăciun. La noi în studio este doamna Olga Mardari cu discipolii săi și doamna Svetlana Căprian, ambele meșterițe populare. Doamna Căprian, sunteți directorul școlii de arte plastice din Telenești. Bine ați venit la noi! Pictați un pomul vieții. Da. Încercăm să transpunem în acest masterclass ornamentele noastre frumoase, ornamentele populare, în jucărie de brad, poate să fie și forme plate, dar și forme cu volum, după cum vedeți că ornamentează elevele noastre. În ce constă această transpunere? Cunoaștem cu toți că mai puțin se țese, mai puțin se croșetează, practic persoanele din acest domeniu al meșteșugurilor populare sunt numărate. Încercăm să transpunem motivele populare urmărind atent culoarea, coloritul, de exemplu coloritul unui pomul vieții sau coloritul unui păretar. Această modalitate face ca tânăra generație să o intrigăm cumva, să o motivăm, că poate le vine și lor gustul pe viitor, iată, să facă chiar așa lucruri adevărate, nu numai să ornamenteze. Aici am văzut că ați pus un fulg din croșetă și aici o horboțică de la prosop. Da, m-a intrigat și culoarea albastră acestui glob. Și m-am gândit, iată aici, să fie o rozetă, fiindcă i-ar sta bine acestei jucării, iată, să aibă acest element. Și prosoape foarte multe am găsit la mama mea. Horboțică am confecționat așa, din propria mea inițiativă, câteva elemente, dar vroiam să zic că toate aceste elemente populare trebuie aduse numai decât în fața tinerii generații. Prin orice modalitate, fie că la șezător, fie că la orele de educație tehnologică, dar chiar și în cadrul școlilor de arte plastice, ar fi bine de dezvăluit mai mult tainele meșteșugurilor populare copiilor. Fiindcă ne întâlnim foarte des, iată, cu așa noțiune
ale obiectelor noastre populare chiar eronate. De exemplu, la Trăistuțe aud foarte des, le spun torbițe, sau adică torbița este una, Trăistuța este cu totul altceva. Vreau să parafrazez o poezie de a doamnei Olga Mardare. Voi spune: țara mea, Moldova în floare, dor țesut în păretare. Dumneavoastră știu că ați spus mai multe acolo, v-ați descris satul, dar acel dor țesut în păretare a rămas, fiindcă toată lumea a urmărit festivalul pe care l-ați organizat în satul dumneavoastră și aceste trăistuțe ne amintesc de prima ediție a festivalului Dor Țesut în Păretare. Am avut așa un curaj, știind că femeile din sat au un tezaur de nedescris, anume în domeniul păretarelor, fiindcă păretarele nu prea au fost arătate lumii, dar ele ca valoare prezintă tot un patrimoniu al nostru. La acest festival ne-am încins în Hora Mare, unde am făcut o mare sărbătoare pentru toată comunitatea, pentru toți invitații, mai mult cu atât că am fost partea acestor pregătiri înainte de a începe festivalul. Am mers cu doamna Olga împreună și doamna primar de Ciulucani la bătrânele pe acasă. Toate au scos pe gard, pe poartă, țolurielele, toată bogăția, toată averea care au avut-o de vreme, din anii lor de tinerețe, unde au cusut și lucruri îmbucurătoare și tristeții, le-au împletit un colorit extraordinar. Noi culorile astăzi le percepem altfel și iată, noi împreună cu copiii avem ce învăța de la coloritul țolurielelor. Bătrânelile care le-au cusut, care au pus toată dragostea, tot cei mai frumos din coloritul, din câmpiile care cu grânii erau, din livezile, din toată natura, pentru că până la urmă de la natură ne inspirăm toți. M-am uitat la acești copii, confecționează jucării pentru brăduți, dar ce jucării, căsuțele bunicilor, căsuțe din povești, ce te-a inspirat la această lucrare? M-au inspirat însă și poveștile unde se văd casele populare, unde se descriu cum arată, în ce colorit se privăd. Și am ornamentat în stil popular zăpada, i-am adăugat culori ale ornamentelor. Foarte frumos. Aici ce se vede? În spate este un copac, tot la fel l-am parcă mai decorat. Parcă e un soare, parcă e un soare, da. Și este cineva acasă în căsuța ce? Cred că bunicii vor fi. Am studiat cărțile unde se prezintă aceste ornamente. Îmi place mult să studiez astfel de cărți, să le prevăd și să le exprim însă și în lucrările mele, în confecționarea jucăriilor pentru brad. Aici m-am orientat după o idee națională. Clopoțelul acesta tot eu l-am făcut, m-am orientat după unul adevărat. Nu întâmplător, doamna director Svetlana Caprian ornamentează un clopoțel. Clopotul totdeauna aduce vești bune. Care este simbolul clopoțelului pentru dumneavoastră? Aici, în atmosfera aceasta luminoasă, am încercat să realizez un decor al unui clopoțel. Reprezintă mai multe momente, precum sunetul de a chema copiii la clasă, de a merge cu uratul, cu colindatul și este necesar să-i păstrăm tradiția lui. Pomul nostru este încărcat de magia sărbătorilor. Fiecare jucărie ne amintește de anumite emisiuni, de anumiți oameni și localități de poveste. La mulți ani!